Programul The Duke of Edinburgh's International Award Romania a fost lansat în sala Aula Magna a Facultății de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova. Acesta este liderul programelor de dezvoltare personală și se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani. 8 milioane de tineri din peste 140 de țări și teritorii din întreaga lume au participat la acest program din 1956 și până astăzi. Printre beneficiile derulării programului în organizații se numără consolidarea reputației organizației care derulează un program cu prestigiu la nivel internațional, recunoașterea activităților pe care tinerii deja le desfășoară, diverse oportunități educaționale, îndrumarea tinerilor în dezvoltarea lor. Programul își propune să creeze cetățeni mai activi, mai implicați, mai responsabili și care să fie pregătiți pentru viața ce îi așteaptă. Programul este liderul programelor de dezvoltare personală din lume. El este prezent în peste 140 de țări și teritorii. A ajuns în România și a fost lansat oficial anul trecut printr-o gală regală. Orice tânăr care dorește să parcurgă programul, el parcurge o serie de activități. Activitățile sunt din cadrul voluntariatului, vor face o activitate de voluntariat pe perioadă determinată, o activitate din cadrul secțiunii de abilități personale, asta înseamnă că își vor dezvolta o abilitate practică, un sport și o aventură. Aventura este o altă secțiune care aduce tinerii într-un mediu nefamiliar, într-un grup, fără telefon, fără tehnologie. Trebuie să îndeplinească anumite condiții ca să poată beneficia de acest program? Da, să aibă între 14 și 24 de ani. Atât. În America există un muzeu dedicat lui JF Kennedy. Într-o copie fidelă a biroului oval există două plachete, una cu Harvard și una cu JCI. Întrebat fiind cei care se ocupă de muzeul respectiv, au fost întrebați de presă: domnule, dar de ce sunt cele două plachete una lângă cealaltă? Sau ce reprezintă? Iar un reprezentant al familiei Kennedy a răspuns foarte ferm: Harvard reprezintă educația formală, iar JCI reprezintă educația informală. Și activități sportive ce vor avea tinerii de ales? Noi cei de la Clubul Universitatea am fost invitați de către organizatorii tocmai pentru a le spune exact cum este organizat Clubul Sportiv Universitatea Craiova, cum îi ajutăm pe tineri în formarea lor, nu numai sportivă, ci și profesională. Este o idee bună, cred că ea va prinde, pentru că sunt foarte mulți tineri. De fapt, acest program se adresează chiar tinerilor. Sperăm să le fim de real ajutor cu informațiile pe care le vom pune la dispoziție pentru ei, pentru tineri.